Iată imagini elocvente care demonstrează cotidian faptul că presa face parte integrantă din bunurile spirituale ale colectivității. Gestul zilnic al milioanelor de cetățeni care se opresc în fața chioșcurilor de difuzare a presei, completat cu cel al audiției și vizionării programelor de radio și televiziune, constituie o dovadă a încrederii concetățenilor noștri în presă, în nobila emisiune de a exprima viața, năzuințele, munca lor. N-am lucrat nici o zi în presă dinainte de 1900, de decembrie 1989. Nici nu pot să spun că am avut o vocație în direcția asta. N-am visat să fiu jurnalist în moment. Am ajuns în presă datorită lui decembrie 1989. Altfel, probabil că nu m-aș fi intersectat niciodată cu acest domeniu. Cum ați putea să definiți momentul 1989 pentru presa românescă? Este un moment al nașterii, pentru că, practic, înainte de 1989, cel puțin în anii 80, în ultimii anii 80, presa românească încetase, sau dacă vreți, al renașterii, pentru că încetase să mai existe. Nu mai era presă, nu mai era nimic în ultimii ani. Erau doar niște reproduceri mecanice ale cuvântărilor lui Nicolae Ceaușescu. Comunismul a adus în presa românească, odată cu cenzura, un tip de limbaj special utilizat pentru a masca realitatea. Limba de lemn, termen care calchează o expresie inventată de lingvistica franceză, nu este neapărat apanajul exclusiv al regimului comunist însă. Limba de lemn este, sub haina ei transparentă, un cod care trebuie descifrat. Originile limbii de lemn sunt în administrația țaristă. Era numită limba de stejar, un limbaj greoi. Era limba de lemn promovată de ideologie, limba prin care ideologia își răspândea dogmele către mase. Limba de lemn are două înțelesuri. Un înțeles mai propriu este acest limbaj al ideologia al aparatului de stat și prin care s-a propagat ideologia de partid, dar are și un înțeles mai relaxat, limbajul greoi, ambigu, folosit în general, nu neapărat în sistemul totalitar. La distanță de un sfert de secol pentru cei care citesc acum, un articol din Scânteia, de exemplu, pare halucinant. Pentru cei care au scris atunci, obligați să se conformeze unui stil impus de nevoia de îndoctrinare a maselor, este încă dureros. Era o presă, dacă vreți, cu perna pe gură, respira cu perna pe gură, era o presă, un răzor acolo pe care se turna mereu asfalt, pietriș și așa mai departe, dar în esența ei, ea se simțea și chiar și declarativ, nici partidul nu-i cerea altceva. Demagogic îi spunea, fiți ai poporului, slujiți poporul. Așa că vocația asta de a fi ai poporului, ai populației, a existat permanent. Presa comunistă, mai ales în perioada ultimii ani în Ceaușescu, de Sibire, să spunem, de, dau un exemplu, presa cubaneză, presa autentic comunistă sau chiar de presa franceză comunistă, nu era o presă cu influență, deoarece ea era supusă foarte mult rutinei. Și atunci nu cred că cineva cumpăra Scânteia Tinerilor sau Scânteia ca să citească încă o pagină despre mărețele realizări, pentru că mai citise de vreo 2000 de ori până atunci acest lucru. Limba de lemn este un produs artificial care nu se învață ușor. Erau oameni, am lucrat și niște ani la Scânteia Tineretului, nu. Aveam colegii care făceau comentariile, editorialele. Și cum se spunea atunci, scuipau în mașină, în o jumătate de oră, 5 pagini. Bătea dactilografa, era viteză, nu e. Deci, gândirea lor se modelase pe limba de lemn. Eu mărturisesc că prima oară când a trebuit să eram la pagina externă și a trebuit să scriu un editorial, am luat mai multe, nu știu, tot temă de asta legată de dezarmarea nucleară, subiectele alea care erau atunci. Am luat mai multe alte editoriale, comentarii, să văd cum au scris. Și pe urmă am zis, cum să-l fac? Și m-am apucat eu și am găsit ceva prin Marx pe undeva și am așa.
și am muncit aproape o zi întreagă. A doua zi, Mihai Milca, care era redactor șef ajung pe chestiuni de propagandă, îmi zice: bă, Mihai, bă, zice, te-ai chinuit tu acolo să o iei așa de la Mars, de la ăsta. Dar după jumătatea a doua tot în limbă de lemn ai dat. În decembrie 1989, în România se tipăreau aproape 500 de publicații. Cele mai importante erau ziarele centrale, Scânteia, publicația Partidului Comunist, și România Liberă. Existau reviste culturale sau de specialitate, cum au fost Flacăra, Femeia, Munca, Sportul sau Cinema, sau unele dedicate celor tineri, Scânteia Tineretului, sau copiilor pionieri, precum Cutezătorii. Acum pare de necrezut, dar toate acestea aveau ca numitor comun folosirea acestui limbaj gri, rece, alunecos, specific propagandei comuniste. În primul rând, limba de lemn se caracterizează printr-un stil nominal. Verbele se înlocuiesc cu substantive, substantive provenite din verbe cu un sens cât mai abstract, unanimitate, pregătire, combativitate și așa mai departe. Apoi avem un limbaj encomiastic, laudativ. De exemplu, tovarășul Nicolae Ceaușescu este caracterizat ca fiind un eminent comunist și patriot înflăcărat, ilustru gânditor revoluționar, luptător ferm pentru realizarea țelurilor supreme ale clasei muncitoare. Avem niște fraze foarte lungi, apoziții. Frazele nu sunt neapărat negramaticale, dar sunt foarte greu de procesat de către vorbitor. În fine, poate cea mai interesantă caracteristică sunt metaforele împietrite care devin clișee. Muncă de răspundere, activist obștesc, materialism vulgar. Scânteia a lansat limbajul ăsta de lemn, dar limbajul ăsta de lemn cred că s-a format în perioada anilor 50, deci în obsedatul deceniu, cum l-a numit Marin Preda. Și cred că după aceea, ca toți gazetarii, poate chiar inclusiv cei de la Scânteia s-au luptat să se debaraseze de acest limbaj de lemn. Asta nu înseamnă că anumite sintagme de atunci nu au fost schimbate cu altele și asta este adevărat. Un limbaj de conservă cu alt limbaj care devenea după aceea de conservă. Sistemul comunist se baza în primul pe propagandă, iar propaganda se baza pe cuvinte. Cuvintele au fost prigonite și cuvintele au fost arestate, cuvintele au fost răstălmăcite, li s-au dat alte sensuri. Presa era o profesie riscantă. Orice cuvânt gândit liber, scos din canoanele limbajului tipic, putea să însemne sfârșitul carierei de ziarist. Ani de temniță, dispariție, prigoană asupra familiei celui care ar fi îndrăznit. Ca să devii ziarist, trebuia să ai un curriculum impecabil din punct de vedere comunist și trebuia să faci neapărat studii la Ștefan Gheorghiu. Bineînțeles, să fii membru de partid, să absolvi acea facultate de jurnalist, mă rog, de la Ștefan Gheorghiu. Există în legenda jurnaliștilor o poveste legată de apariția unui ziar în decembrie 1989, în care un discurs al lui Ceaușescu a fost reprodus cu toate greșelile lui de exprimare. Este o legendă sau este un adevăr? Eu nu cunosc acest moment. Dacă ar fi fost, s-ar fi știut. Cum să spun, nici nu văd de ce ar fi fost, pentru că o armă, așa zisă, de dizidență, de forma asta, ar fi fost, pe de o parte, de foarte mic efect, dar de foarte mare efect represiv. Adică, să schimba echipa, pâinea, nu era... Cred că e o povestioare după sau poate petrecută la nivelul unei gazetuțe de uzină, cine știe. Cuvintele erau de lemn, iar literele care le imprimau pe hârtie, de plumb. Meseria de jurnalist era grea, chiar și la propriu. E un peisaj și un univers de neimaginat pentru tinerii jurnaliști de astăzi care stau cu iPhone-ul și cu laptopul în față în redacție. Ei nu-și imaginează acea componentă paradoxală a jurnalismului, care la urma urmei este un produs inefabil. E vorba de niște cuvinte, nu? Și niște imagini, nimic altceva, ceva care nu cântărește nimic, care se sprijinea atunci pe materialul cel mai apăsător, adică pe plumb, pe zinc, pe oțel. Nu-și pot imagina tinerii jurnaliști de astăzi ce înseamnă să vezi cum un plumb utopit din linotip se formează literele pe cantul acelor plăcuțe. Sau cum trebuia să dai o șpagă seara
Dacă aveai de modificat în ultimul moment ceva într-un articol, trebuia să-l cinstești pe omul de pe paginator ca să-ți bage dalta în plăcuță și să-ți scoată de acolo ceva, să înlocuiască cu altceva. Totul se făcea material, prin intervenția cea mai brută, mecanică, cu putință. Era o împletire între munca intelectuală și munca fizică de necrezut. Da, cuvintele, da, de necrezut. Cuvintele erau muncite. Chiar... chiar vedeai cum se muncește la ele, ceea ce nu era rău deloc în ideea fundamentală a comunismului, că munca adevărată e doar interacțiunea cu materia. Deci oamenii care se murdăresc de ceva, de vaselină, care, pe lângă care sar așchiile de oțel, șpanul, doar dacă interacționezi într-un fel cu substanțele astea, doar atunci muncești. Dacă stai pur și simplu la o masă de pildă și clapetezi, ce se face acum, asta atunci era considerată aproape o deviație, aproape reacționarism. Presa nu se mai scrie cu plumb. Vechile tipografii au fost vândute, literele topite. Casa Scânteii, cea mai mare fabrică de cuvinte din vremea comunismului, s-a transformat în Casa Presei Libere. Steluța aceea de sus veghează însă pe pilonul central al clădirii, la fel și simbolurile comuniste încă pe ziduri. Perechi de ochi simbolici, privind dinspre un trecut nu prea îndepărtat, rămași încă acolo pentru a ne aminti că revoluțiile se fac nu numai pentru a elibera oameni, ci și cuvinte. Mai avem limbaj de lemn? Tindem să zicem că nu, dacă ne uităm la limbajul presei. Pe de altă parte, s-au propagat după 89, nu neapărat metaforele, clișeele comuniste, dar s-au creat alte clișee. Stoparea abuzurilor, lupta împotriva corupției, combaterea corupției, entuziasmul maselor. E o formă de sărăcie a limbajului, o formă de imprecizie, de vag. De fapt, și limba de lemn din perioada comunistă, limba sovietică și limba de la noi, limba din comunismul neauș, erau la origine niște jargoane. Sigur, există un jargon al internauților, există un jargon al lingviștilor, matematicienilor, oamenilor de presă. Un jargon foarte interesant, la nașterea căruia tocmai asistăm, este jargonul corporatiștilor. Oamenii care vorbesc jumătate în engleză, jumătate în română. Între limba de lemn a comunismului doctrinar menit să transforme omul într-un resort docil al sistemului și limbajul corporatiștilor, diferența este însă nu doar de un sfert de secol. Cei care scriau în limbajul greoi și alambicat de dinainte de revoluție ascundeau dincolo de cuvinte frica, revolta, foame. Cei care scriu astăzi în limbajul greoi și alambicat al noilor generații nu ascund nimic.